regăsit la o nouă emisiune, numero 369. Astăzi o să vorbim despre fericire. Descrieri numerologice ale fericirii. Sau cum ai putea tu, care te uiți la noi acum, să fii fericit în funcție, bineînțeles, de ziua ta de naștere. Nu o să le luăm la ghiceală acum, la rând, pe toate aceste cifre de vibrație interioară, dar o să-ți dăm niște indicii care o să fie foarte bune pentru tine. Alături de mine, colega mea de la Școala de Numerologie, Raluca Proca. Bine ai venit, Raluca. Ai văzut ce serios am fost? Foarte serios. Și de mult timp n-am mai fost în cadrul ăsta. Da, așa. Trebuie să fim serioși, că avem comentarii că ar trebui să fim serioși, că nu se prinde informația. Deci eu am început serios, ai văzut? Gata, cred că pentru noi e destul de greu, da. Exact, da. Gata, s-a terminat, acum ai... Posibil să fim fericiți, Romeo? Da, dacă și de asta tot râdem, da. Da, posibil, cred că e bine să fii fericit. Autoironia ne ajută să ne găsim fericiți. Un om fericit, cred că se autoironizează destul de mult. Da, pentru că este primul semn de stimă de sine reglată. Deci dacă eu pot să fac mișto de mine, cum s-ar spune, da, înseamnă că eu sunt ok cu mine. Adică îmi văd și plusurile, îmi văd și minusurile, nu lupt neapărat împotriva lor. Exact. Ne luptând împotriva ceva din interiorul meu, atunci cumva curg un pic în viața asta, mai lin și nu mă zbat atât de tare. Cu alte cuvinte, vine sub o formă sau alta fericirea. Da, este foarte interesant. Deci o să le dăm o temă telespectatorilor noștri să facă mișto de ei și să vedem cât rezistă. Nu? Ca cât durează fericirea dacă facem mișto, da? Cât durează fericirea dacă faci mișto de tine însuți. Înseamnă că trebuie să iei în fiecare zi de la capăt? Da, pentru că în altă zi, în fiecare zi ești alt om. Ești alt om. Da. Deci practic noi ne schimbăm, înțeleg context. Dar de ce vorbim noi despre fericire în emisiunea asta? Sau ce-o fie aia fericire din unghiul tău de vedere? Nu intru în numerologie acum. Da, zi-mi așa, știu, ca o părere personală. Nici ca psiholog sau psihoterapeut nu vreau să-mi spui. Ca om. Ca om. Bine, acum eu nu o să pot să dezintegrez psihoterapeutul, psihologul și numerologul știu din mine. Știu că nu poți, da. Dar cumva voi încerca. Da, voi încerca să fiu om. Ce mișto asta. Da, să încerc să fiu om. Să știi că eu m-am întrebat de foarte multe ori și chiar m-am întrebat de ce am ales această tema a emisiunii. De ce îmi fi zis noi, hai să vorbim despre fericire? Tu ai ales tema. Da, așa e. Oare e o temă cu care eu mă zbat acolo în interiorul meu? Vezi, uite că iese psihologul ăsta. Da, iese. N-a putut să se abțină. Da, n-a putut să se abțină. Oare e ceva ce caut și eu? Uh-huh. Și culmea, pentru că atunci când cauți, îți vin răspunsuri și din alte zone, da, din alte arii, am primit un răspuns ieri, ascultând un podcast, mergând pe drum spre Sibiu, cred că mergeam ieri. Da, ieri era miercuri. Sau veneam, nu contează. Așa, pe drum, eu ascult foarte mult podcasturi sau fel de emisiuni. Și... era despre fericire, cu Niculina Gheorghiță, care spunea în felul următor. Că, de fapt, nu putem să fim fericiți, ci putem să fim bucuroși. Și asta și m-am gândit că e la ce se referă. A venit imediat și explicația și îi spune în felul următor. Că, de fapt, fericirea este de moment. Da? Eu pot să fiu fericit că am luat un examen. Pot să fiu fericit că, nu știu, am născut un copil. Pot să fiu fericit. Diverse motive. Lista poate continua. În schimb, bucuria este o stare care vine din interiorul meu și care este permanentă. Adică a fi fericit, ceea ce e temporar, da, și din când în când, da, e aleatoriu în viață, în care eu voi fi așa, față de a fi bucuros, da, care poate să fie o stare permanentă. Da, sigur, scalând acum, de la 1 la 10, unul ești mai bucuros, altul ești mai puțin bucuros. Înseamnă că e o problemă medicală dacă ești mereu bucuros. Chiar e real o problemă. Și fericit tot timpul dacă ești deja o problemă. Da. Dar scalând acolo undeva, într-o zonă care e cât de cât ok, dar pe tine deja te face să fii mult mai bine. Uite, nu vreau să dublez acum cuvântul și să mai spun încă o dată fericit sau bucuros, da? Dar îți dă o stare de bine cu tine. Și atunci cred că fericirea... M-am repliat eu cumva și am zis, aha, ok, deci eu trebuie să văd fericirea atunci, sau aleg, nu trebuie, că nu aleg, nu trebuie nimic, să văd fericirea din perspectiva bucuriei, comparativ cu ea, cu fericirea. Și atunci pot eu să fiu și bucuros și fericit? Cred că pot. Da. Dar pot eu, de exemplu, și asta e o întrebare tot filozofică și tot înspre mine, că eu mi-adresez fel de fel de întrebări, pot eu, de exemplu, să fiu doar bucuros fără a fi fericit? Da. Și cred că se poate și asta, exact. Da. Și mai e un aspect, că în momentul în care eu fac o astfel de pace în interiorul meu și eu zic, da, mă, eu sunt bucuros cu mine, cu situația mea, prin recunoștință, dar pot să practic fel de fel de lucruri pe care să-mi dea această stare de bucurie permanentă sau zilnică, da? Atunci nu mai caut neapărat fericirea,
De ce căutăm fericirea? Pentru că nu avem. Eu nu pot să caut ceva ce am. N-ai cum. N-am cum. Corect? Și atunci, da, în momentul în care eu sunt în căutarea unei fericiri, este pentru că eu nu sunt în ea. Dar dacă eu sunt într-o stare de bucurie, mai e nevoie să alerg după fericire? Păi este un alt nivel de manifestare. Exact. Eu am spus că fericirea este pe nivelul de manifestare al nevoii și bucuria este pe nivelul de manifestare al sufletului, uh-huh, al sensului. Exact, a stării, uh-huh, permanente de a fi. Când vorbești de bucurie, suflet, ai tendința, uh-huh, să te manifesti din câmpul ăsta și să vorbești din câmpul ăsta energetic. Da. Când vorbești de fericire, ai tendința să vorbești din câmpul ăsta de jos. Corect. În zona lui 2-1 ca și câmpul și din energetic. Avea. Și din a avea. Da. Uh-huh. Am o mașină, am o casă, da, am o ceva. Am luat un examen, ce am acolo? Am o diplomă, nu? Am o diplomă, da, da, exact, să-mi o pun pe perete, da. Da, așa, da, da, da. Uite, acum se iau diplome. Când îmi se ia diploma? Acum se termină ceva? S-a terminat? Da, 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 bac. S-a terminat. Da. Deci ăsta e cu diploma. Așa e. Așa, e perioada, da, de să diplome. Să ne punem diplomele pe perete, da? Uh-huh. Ai văzut că ăștia mici n-au de-astea ca la noi cu diplomele pe perete? Apropo de generația 2. Ce magie, da? Da. Generația 2 ăștia n-au treabă cu diplomele pe pereți. Nu. Cu cărțile citite. Da, vezi, mie mi se pare extrem de interesant pentru noi ca părinți. Acum mă pun în perspectiva părintelui care a trăit într-o generație, uh-huh, uh-huh, de diplome. Da, da, cât da, mai multe, cât diplome, mai, da, da, uh-huh, să afișăm acolo, da, o grămadă de lucruri. Ceea ce îmi dă o stare de bine că uite-te cine sunt eu. Adică noroc cu ăștia acasă, dar nu zic ești bucuros, cine sunt, știi? Dar nu ești bucuros. Nu ești bucuros, nu. Ești nu, fericit, dar ai fost așa, că ai o cantitate, care, știi? Da, da. Ai o cantitate. Exact, da. Ai depășit un prag. Da, și apropo de bucurie, uite, bucuria este pe un nivel foarte înalt. Da? Stephen Hawking era cel care a și măsurat, exact, da, toate astea. Ei, spunea în felul următor, nu, David Hawkins, nu Stephen. Spunea în felul următor că a fi bucuros, de fapt, inclusiv în starea ta a corpului, da, e o bucurie interioară. Exact. Toate celulele alea sunt într-o stare de bucurie incredibilă. Adică, uh-huh, sănătatea și bucuria merg mână în mână. Eu, dacă sunt bucuros, sunt și sănătos. Da, și tenul meu arată din câmpul 4, da, da, uh-huh, da. Pielea, da, da, ochii mei arată altfel. Da? Tot, mișcările unui om fericit sunt altele. Da. Ce unui om bucuros. Bucuros. Da. A unui om care nu cunoaște această stare de bucurie interioară, e cu totul și cu totul alt comportament. Uh-huh. Da? Alt ton pe care îl folosești. Apropo de tabăra în care ne-am fost împreună acum câtva timp. Da, da, da. Și în care am auzit gălăgie în jur și tu ai venit și ai spus, oare ce reprezintă acel ton? Da. Al unui bărbat care ridica vocea la un nivel care nu îi aparține unui bărbat. Acum, cred că se redimensionează glasurile, uh-huh, și tonul și tonalitățile, pentru că bărbații încep să vorbească pe tonul mai înalte, da, deoarece sunt aruncați de la zona de, da, cucerire a resursei și de-aia lor, vocea lor se va schimba în, da, timp. O să vedem treaba asta, da, și la Doamne vocea se va coborâ. O să vedem, da, treaba asta. Ne ancorăm noi, ca femei, da, 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 tot mai, da, tare în material, în a face, în a fi, da, da, pentru, da, că voi, ca bărbați, acum nu zic voi tu, da? Da, zic așa, noi voi. Că, da, asta este, da, două tabere ce să facem. Da. Se pare că în continuare rămânem două tabere. Și e bine așa. Da, și e bine, da, 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 da. Treaba e cum reușim să ne împăcăm totuși. Exact, asta e magia. Asta e, da, 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 uh-huh, modul în care ne echilibrăm cele două părți. Dar, da, într-adevăr, n-avem, nu mai avem cumva încotro noi, ca femei, da? Decât să mergem, uh-huh, să căutăm resurse. Pe, dacă voi, păi, mai mergeți, cine merge? Cine se duce, da? Normal. Cum mănâncă al meu copil, nu? Da. Da, este un lucru foarte mare. Și totuși, da, legat de starea asta atunci, în numerologie, cum aflăm, de fapt, care este fericirea fiecăruia? Pentru că acum, în contextul acestui paralism între fericire și bucurie, de fapt, ne dăm seama că numerologic putem să identificăm mai repede bucuria, uh-huh, decât fericirea. Uh-huh. Și cum facem asta? Uite, eu m-aș gândi acum, ridicând lucrurile astea la fileu, cred că în cifra de vibrație. Cifra de vibrație interioră. Cine, da, sunt eu? Cine, da, sunt eu? Cel bucuros sau, da, fericit? Da, da. Sau și acolo nimic. Au niște instrumente de care, uh-huh, eu mă pot, uh-huh, ajuta. Acum, sigur, cifrele au sens negativ sau încărcătură negativă, încărcătură pozitivă. Normal, e, da, polaritatea yin-yang, exact, să știa. Și ne plimbă toată viața, da, dintr-o, da, parte în alta. E ok, e absolut în regulă. Până la urmă e bine să cunosc întunericul ca să apreciez o lumină. E niciodată nu o să poți vedea lumina dacă tu n-ai văzut, da, întunericul, exact, și viceversa. Da. Dar eu, înțelegând și echilibrând cele două părți ale cifrei mele de vibrație interioară, pe mine, practic, mă duce într-o cunoaștere de sine.
Cunoașterea de sine, ce livrează mai departe? Stimă de sine. Da? Dacă eu știu cine sunt, eu știu și ce am de făcut și ce aș putea să devin mai bun decât ceea ce sunt. Da? Da, clar. Dacă eu nu știu de unde pornesc, nu o să știu nici unde trebuie să ajung. Da? N-are cum. Și în momentul în care eu mă cunosc pe mine, iar numerologia ajută real la acest lucru, noi știm acum, nu ne convingem unul pe altul. Nu. Mi-am dat seama că parcă vreau să te conving. Nu e deci caz. Poți să mă convingi, nici o chestie. Dar cât e de ok. Da, deci, da. Știm că prin numere noi practic putem să ne descoperim anumite aspecte ale personalității noastre, bune și rele. Da. Da. Iar prin asta, eu cunoscându-mă pe mine, pot ulterior, mergând mai departe pe firul numerologic, să-mi dau seama cine sunt eu în societate, să-mi dau seama care este misiunea mea. Noi toate lucrurile astea le știm. Da, le putem vedea extrem de ușor. Mm-hmm. Da, e baza numerologică într-un da, da. După care pot să-mi dau seama ce am de făcut în destinul meu. Pentru că eu nu pot să fiu pe un drum dacă eu nu știu cine sunt. Eu nu pot să fiu un mare pianist dacă eu nu știu că am talent. Da, logic. Da. Și atunci din nou mă întorc la mine. Ca să pot să devin pianist, trebuie să mă cunosc pe mine. Am un talent acolo. Cine iese din casă să învețe pianul? Da, eu. Exact, eu. Da. Eu mă duc mai departe. Exact. Înțelegând eu, înțeleg și ce, înțeleg și cum, înțeleg și unde. Și de ce. Și de ce. Și înțeleg, uite, vezi numerologia, ce frumos, înțeleg și de ce nu-mi iese câteodată. Da, apropo de lecțiile de viață. Da. Adică acolo văd imediat, de fapt, ce am de învățat, ca eu să mă reglez pe mine cu stima mea de sine și cu starea mea de bucurie. Păi avem cei patru stâlpi ai unui CNP astral, nu-i așa? Vibrație interioară, socială, destin și lecții de viață, nu-i așa? Exact. Sunt patru stâlpi ai cadrului de manifestare a fiecărui om. Și atunci și ăștia toți patru răspund la ce, cum, unde și de ce. Uh-huh. Deci unde cred că e cel mai greu de făcut pace, numerologic vorbind, în ceea ce privește partea de bucurie sau de menținut, mai degrabă. Cred că este foarte greu de menținut o stare din asta de bucurie interioară la cei care au o singură cifră în cifra de vibrație. Cei născuți între 1 și 9 a lunii, nu contează luna, da? Născuți între data de 1 și 9. Da, noi vorbim acum, vom vorbi pentru cele 4 decade. Da. Stai să specific asta pentru Cârcotaș. 30-31 nu e decadă, este numită de noi decadă în contextul unei discuții de analiza decadelor, ca să nu zic alea două cifre. Da. Știi că aveam comentarii că 30-31 nu e decadă. Da, cred că am clarificat. Nu știu ăștia ce înseamnă decadă. Da, doar două? Da. Păi, deci de-aia numim de la doi. Da, într-un context reprezentativ. Da, deci cum e cu ăștia care au o vibrație interioară cu o singură mai greu cifră, între 1 și 9? Personal, spun acum, da? Este o viziune personală, da, din perspectivă numerologică, personală, din nou. Cred că este un pic mai dificil și e posibil mulți dintre noi care facem numerologie să fim de acord cu asta, pentru că odată ce eu am doar o cifră în cifra mea de vibrație interioară, e ca și cum mă aleg de o singură ancoră. Mă agăț de o singură ancoră. Da. Stau pe un singur stâlp. Da? Uh-huh. Stau pe un scaun cu un singur picior. Stau, da? Deci e, trebuie să găsesc oarecum echilibru. Exact. Și atunci, căutarea asta a unui echilibru, sigur, vine din dezechilibru. Că eu nu pot să caut un echilibru dacă sunt în echilibru. Trebuie să fiu în dezechilibru. Iar dezechilibru deja creează o stare de confuzie, de poate chiar de suferință interioară, de durere, de întrebare, de îndoială. Da? Poate să fie, la fel ca într-o altă decadă și o să urmeze și asta. Vorbim atunci. Aici poate să fie partea asta de îndoială și cred că este una destul de severă, Roman. Da. Pentru că oglinda aici, la cei care au o singură cifră de vibrație, este atât de puternică și atât de dureroasă, încât câteodată le este foarte greu să-și gestioneze propriile emoții și propriile stări interioare. Da, iau doar un singur element în vibrația interioară și caută încă trei. Pentru că noi știm că fiecare dintre noi căutăm lipsa, elementul lipsă. Exact. Și ne bazăm pe elementele pe care le avem. Dar niciodată nu avem patru. Da, toți dintre noi nu avem niciodată cele patru elemente în vibrația interioară și atunci cu cât cauți mai mult, cu atâta și stările tale sunt diferite față de un om care caută mai puțin. Da. Mai mult decât atât, unii se bazează mai mult pe exterior, cum sunt aceștia care au un singur element în vibrația interioară și caută trei. Da? Și atunci ei sunt oarecum dependenți, să zicem așa,
de ceea ce mediul înconjurător le dăruiește prin celelalte trei elemente lipsă. Corect, da. Da. Față de ceilalți care au trei elemente în cifra de vibrație interioară și îi caută din exterior un singur element și au în interiorul lor trei. Vezi tu, nici așa, nici așa nu-i bine. Că unii cu afară mai cată mai mult, ăștia trebuie să cate în interior. Știi? Și nu e bine nici cum. Mai bine te duci și mănânci un sandwich. Așa urma. Cu de toate. Poate să creeze fericire, da? Până la urmă e carbohidrat. Da, da, da. E o fericire de scurtă durată, că ulterior urmează vinovățirea, că sunt prea multe calorii și că e nesănătos, dar e o fericire de scurtă durată. Nu e și bucuros după aia. Uite, știi ce mă gândeam acum? Din discuțiile noastre, cum e tot timpul vin felul de idei, știi? Mă gândeam acum că, de fapt... Cât de cât respectăm ce ideile principale ai emisiunii. Da, exact. Cât de cât suntem acolo pe... Bine, urmează oricum să facem emisiunile noastre și acolo o să ne lăsăm să curgem așa, să pur și simplu să iasă idei. O să le găsească colegii sau nu. Să nu le găsească pe YouTube. Da, pe YouTube. Mă gândeam așa că până la urmă una dintre soluțiile pentru cei născuți între 1 și 9, da, a fiecare luni, este aceea de a găsi partenerul potrivit lor. Completarea e pentru ei o soluție. Da, complementaritatea pentru ei este foarte importantă. Exact. Asta a fost o chestie care mi-a venit. Tocmai pentru că le este foarte greu și având un singur element, ca ei să se poată echilibra, au nevoie de un sprijin un pic mai mare decât al celorlalți. Da? Decât noi ceilalți care suntem cu două. Și ca să se predă la școala de numerologie, la începători, întâlnirea 4. Da, întâlnirea despre complementaritate și, compatibilitate. Și compatibilitate. Și discutăm foarte profund acolo în curs despre treaba asta. Da, nu e... Foarte interesant. Uite, nu, acum am gândit așa că tot timpul căutăm pe cineva, din nou, apropo de fericire, știi? Căutăm pe cineva care să fie compatibil. Și să ne livreze chestia asta. Da, unii au nevoie de multă compatibilitate, știm bine, alții nu prea. Și știi că depinde de vârstă. Dar știi că nu e acolo evoluția? Nu, n-a nicio treabă. Nu, evoluția într-un parteneriat este în complementaritate, acolo este. Nu în compatibilitate. Nu în compatibilitate. Compatibilitatea generează plictiseală. Da, exact, ne ține în același punct. Da, generează plictiseală și generând această plictiseală, tu nu mai ai dinamică în cuplu și ce faci când n-ai dinamică? Cauți să ai. Da, te vei duce într-un alt cadru în care exact, tu să te duci undeva unde îți completează cineva cu o anumită dinamică sau ceva cu o anumită dinamică, lipsa de dinamică din cuplu. Corect. Trecând acum la, nu știu cât timp mai avem. Hai că mai avem un sfert. Da. 16, vezi ce interesant, mă uit și de un 16. La 16, 33, ce înseamnă, nu știm ce înseamnă, dar așa s-a brodit. Așa s-a, exact, întâmplarea aia. Da, universul ăsta ne arată ce întâmplare poate să apară. Mă gândeam acum la cei născuți între data de 10 și cei 19, a doua decadă, practic, da? Indiferent de lună, între 10 și 19. Da. Uite aici, cred că bucuria celor născuți pe acest sector, mă aflu și eu și poate că mi-e ușor să vorbesc și din prisma mea. Da, mă iau până la urmă ca exemplu. Noi și ai noștri. Noi și ai noștri. Dar cred că vine din acțiune, Romeo. Și acum gândește-te și tu la cazuistica ta. Ăștia între 10 și 19, de principiu sunt cam orcoholici, așa. Acolo vezi oamenii care muncesc dacă au unde extrem să se ducă, de mult. Dacă n-au unde să se ducă, sunt orcoholici în mintea lor, unul, gândul. Da, sigur. Adică ce, dacă și cu parcă și-a luat o barcă și dacă făceam și dregeam eu și dacă eu, vezi că e și eu ăsta care e unul ăla. Unul, da, eu cu mine. Da. Bine, mult orgoliu, da, uneori foarte mult individualism, poate chiar egoism, se poate manifesta în mai multe direcții. Nu e rău asta. Încă sigur, cu plusuri și cu minusuri încă o dată. Da. Dar aici, unde este această vibrație puternică, sunt oamenii care caută foarte mult vizibilitate, sunt oamenii care caută să fie admirați, să fie apreciați, da? Vor să fie vârf de lance, haideți și voi cumva după mine. Da? Lor le vine fericirea prin alții. Adică în momentul în care este validat, este... Da? Și prin acțiunile lor, și prin confirmarea acțiunilor. Exact, da, validarea celorlalți, atunci se simte bine. Da, și poate schimba direcția dacă n-are confirmare. Rapid. Da, mai am dus înspre mine. Adică asta m-am gândit, da. Eu m-am dus în direcția asta, câte aplauze am? Păi nu prea am aplauze. Da, ia să vedem noi. Da, poate în altă parte mă aplaudă lumea mai mult, știi? Păi da, pentru că este foarte greu să stea cu el. Uite, vezi, aici e altă perspectivă interesantă. Dacă cei care sunt cu doi în față ajungem imediat, dar comparația e sănătoasă pentru că ajută până la urmă înțelegerea. Dacă cei cu doi au o disponibilitate de a sta cu ei mai ușor decât cei cu unu,
cel cu unul, exact în momentul în care trebuie să stea cu el, este momentul în care ar pleca mâncând pământul, ar fugi. Dar este recomandabil? Da, tu zici că nu are șansă să se cunoască vreodată în total, nu, în totalitate oricum nu are șansă. Are șansă, depinde ce vrea de la viață. Da, da, bine. Are șansă chiar să cunoască tot... și toate lucrurile sunt ok. Dar depinde de identitatea lor. Uite, vezi aici, fericirea poate să vină la cei cu unul în față și în conștientizarea identității. Adică eu am conștientizat că sunt bărbat sau femeie și mă compor ca atare și atunci asta îi aduce lui o stare. Corect. Și o confirmare foarte mare. Uite-te la mine ce bărbat sunt, uite-te la mine ce femeie sunt. Și da. Ai văzut în cazuistea ca ta și așa mai departe foarte multe doamne, de exemplu, cu unul în față care sunt foarte feminine, sunt foarte, cum să spun, într-o identitate feminină minunată. Au învățat-o, da. Arătând, unul arat solarul, dar arătând această zonă da, feminină și identitate feminină să simt și bărbați care sunt masculini, cu da, unul în față, hotărâți, verticali, cu coloană vertebrală. Bine, găsim peste tot și opusul, nu e asta o problemă. Sigur, 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 da, nu, acum nu trebuie să sune că dacă ești între 10 și 19 ești cu stea în frunte. După aia dăm de ăștia, știi, zic, aoleu, Marcelică, ești născut pe 13 și uite ce a zis Popescu și cu Raluca la televizor, că trebuie să fii bărbat și tu, uite... Nu ești. Nu ești, da, ești născut cu unul în față, 13, uite, ai două cifre masculine. Astăzi suntem într-un 13. Da, puternică cifre. Da, 13, da, puternică cifre. Ce vreau masonică. Da, deci de asta spun că aici cred că fericirea sau bucuria, acum eu le asociez un pic, că sper că s-a înțeles și de ce. Vine păi nu, că poți să intri și în zona cu doi, cu decada doi. Decada ar fi cazul, cu doi așa, în față. Da, da, și cu da. Doi. Deci pentru unul asociez cu partea asta de identitate, mai ales în sfera socială, adică cu ce se identifică și cum arată și ce exprimă ei în afară. Și în ce direcție să duc ca să primească acea confirmare de care au nevoie. Pe când uite la doi, acum mergând spre zona lui doi, observ că inclusiv eu mi-am schimbat starea. Doiul, da, este pentru că și cunosc multe persoane cu doi. Culmea, bine, nu-i culmea, nu-i întâmplător, da? Pentru că și eu trebuie să văd calculele ceva de acolo. Dacă facem, le dau exact de ce cunoști multe persoane exact. Cu doi. Oare de ce vine doiul ăsta în viața mea? Clar am ceva de învățat. Doiul e pe cât este de maleabil, pe cât este de cu o sensibilitate ridicată acolo în interior, da? Uite, pentru el, cred că fericirea și bucuria vine din a fi lăsat așa și acceptat așa cum e el. Cred că este foarte greu pentru persoane născute cu doi în față, între 20 și 29, că am galopat și uite, n-am menționat. Da, lucru. N-am specificat de care. Da, de ce, despre cine vorbim. Cred că este foarte important pentru ei să nu încerce ceilalți să le spună cine sunt ei și ce au ei de făcut. Pentru că ei se simt foarte ușor lezați și neacceptați. Adică orice, uite pe când un unu, chiar dacă e cu unul în față, nu se adaptează repede pentru că își urmăresc scopul, știi? Nu e bine așa, da. Aha, stai că nu e repede. Sau față de cei fără, cu o cifră, o singură cifră. Acolo e rezistență mare. Acolo e rezistență mare sau este înlăturare, adică ei se izolează, se retrag. Da, da, așa în e. Momentul ăsta. Se simt respingi foarte ușor. Se simt respingi, da. Doiul, de exemplu, se simte, cei cu doi în față, se simt neacceptați, neiubiți. Da? Aspect care se vede imediat pe ei. Persoane cu doi în față, când nu este... Pe unul nu se vede așa de tare. Nu. Maschează foarte bine. Se vadă. Da. Da. Pe când cu doi în față se vede imediat. Se vede că nu se simte iubit, se vede că nu se simte apreciat, se vede că nu se simte estimat, validat. Da? Eu nu zic, toți avem nevoie de lucrurile astea. Nu zic că unii au mai multă nevoie decât alții. Spun doar că pe cei care sunt născuți între 20 și 20 noi afectează un pic mai tare decât pe alții. Dacă ăla cu unul în față își găsește el soluția, da? Până la urmă, e cumva descurcăreț, sub formă sau alta. Da? Cei care sunt cu doi în față, cred că de foarte multe ori bat la uși care nu se deschid. E o variantă aceasta, să bată la uși care nu se deschid, una la mână, dar a doua la mână este un lucru foarte important vis-a-vis de ei, și anume validarea afectivă. Deci nu validarea, dacă la cu unul față sau frumos, la ceilalți, nu, fără, cu o singură cifră, ei nu au nevoie de validare afectivă, ci au nevoie de validare punct, care poate să fie și profesională și vocațională, diverse. Da. Așa, cei cu doi în față nu au nevoie de validare profesională. De exemplu, vai ce cântăresc bun ești tu, sau vai nu știu ce. Ei au nevoie de validare afectivă.
Nu contează cum cânți, eu te iubesc. Cam așa vine, știi? Uh-huh. Că tot am, de exemplu, cu cântărețul, știi? Da. Un alt lucru de validare a celor cu doi în față este frumosul. Uh-huh. Adică, fiind doi o cifră a emoționalității, a sensibilității, a creativității, a artelor și așa mai departe, a manifestărilor artelor, ei sunt sensibili în bucuria frumosului. Adică el nu o să îți mănânce niciodată să-i cadă pe tricou. Dacă cade pe tricou șaorma aia de care vorbeai tu, înseamnă că mă duc în neiubirea lui. Mai ții minte cu neiubirea? Da. Că ai zis, domnule, ăsta trebuie să fie iubit, să se simtă iubit. Uh-huh. Deci, atunci el se vede pe el că nu-i iubit și atunci nu mai ține de frumos. Uh-huh. Din contră, uh-huh, se duce opus 2, opusul, uh-huh. Se duce în neiubirea aia și nu mai interesează, nu mai că îi curge ketchup-ul, uh-huh, de la șaorma și muștarul pe el. Știi? Dar dacă se simte iubire, se duce în zona de frumos, de artă, de dans, de aici ai la reconfirmările. Tot timpul. Da, cred, uh-huh, că cei cu doi ar trebui de pasiuni, despre obligatoriu să facă ceva, da, legat de asta. Acolo. Da. Adică nu poți să te duci așa cu o sticlă de vin, uh-huh, pur și simplu. Uh-huh. Uh-huh. Tu te duci cu o sticlă de vin într-o formă a poveștii. Uh-huh. Da? Adică, bă, ce vin e ăsta? Păi l-am luat de la supermarket, nu știu de unde e. E un vin, ce mai contează? Nu, uh-huh, poți să te duci așa la el. Uh-huh. Pentru că acolo te duce... Adică el zice, bă, ăsta mă jignește. Adică el n-a văzut frumosul nimic. Uh-huh. Și atunci acolo vine fericirea, da, celui. De-aia și cei cu doi în față au o șansă foarte puternică să nu caute fericirea de la X, Y, Z, ci să caute fericirea de un frumos. Adică eu dansez, mă simt fericit. Uh-huh. Știi? Cam așa vine. Da. Eu m-am uitat la un film mișto, văd un muzeu, sunt ok. Văd un muzeu, sunt fericit. Băi, da, ce faceți? Băi, ce să faci? Mânca șaorma. Eu mă duc la muzeu. Adică da, doi poate sta cu el. Da, poate sta cu el, exact cum ai zis puțin mai devreme. Da. Nu e într-un galop ca și cei cu unul. Da? Nu. Sau nu e în singurarea pe care cei fără, cu doar o cifră o fac. Da? Da, acolo e cu totul altceva. Acolo e respingere, da, pasiv-agresiv, da, aoleo, nimeni nu mă vede, nimeni nu mă înțelege. Da. E un pic diferit. În schimb, aici, la doi, e că vreau eu. Eu, da. Da, eu sunt ok, ia, lăsați-mă voi pe mine un pic în pace ca să-mi văd un pic de ale mele și după aia revin eu, e ok. Da, lasă-mă, adică să văd sunt frumosul. Destul de iubibili, doiul. Pentru că, apropo de doi, cei cu doi în față pun ușor și oglinzi, știi? Se modifică ușor. Lor. Exact, da. Se adaptează ușor. Bine, pot să fie și destul de manipulativi, da? Deci cu doi în față poate. Drăi, dacă îi iese, știe ce să fac. De cunoaștere, da, dacă poate. Nu lăsați. Categoric. Da. Bine, așa pot... Putem să dăm și exemple aia care pot face asta. Da, așa este. Da, putem da și exemple la cei care ar putea face, numai că nu vrem să facem asta. Nu. Asta legat de partea de, legat de partea de doi. Ce mai îmi place mie la doiul ăsta e un fel de dorință permanentă de a mai adăuga ceva. Uite, vezi, și asta e curiozitatea lui doi, e diferită față de curiozitatea lui cu cei cu unul din față, da? Dar tu ai să adăuga, vezi, la doi, pe când unul e a schimba. Da, și pentru confirmare. Și la fără nimic în față e a renunța. Da. Nu e așa? Ba da, așa e. Ca să nu se supere. Da, uite, ai adăugat niște verbe foarte interesante aici. Mm-hmm. Mai avem și aia cu trei în față. Și mai avem pe aia cu trei. Da, mai avem pe aia cu trei în față, hai să-i zicem. A gândi, da. Da, a gândi, da, așa știi, da. Uite, vezi, la... Da. La aia mă gândeam, știu la trei. Știu eu. Da. Nu că știu, da. Da, ei adaugă, au nevoie de a adăuga, au nevoie de a mai pune ceva acolo deasupra. Și asta le aduce o stare de fericire și de bucurie. Ca să revenim un pic în sfera în care noi ne aflam mai devreme. Deci, asta îi ajută foarte mult pe ei să facă acest lucru. Le dă o confirmare. Și încă o dată, faptul că ei se simt bine cu ei, uite pe doi, se vede repede. Da, ce spuneam mai devreme. Imediat se vede că este bine cu el. Da, se vede. Pentru că unul maschează. Din coace, doiul, dacă el nu este ok, se vede instant. Hai zicem și de cu trei în față. 30-31. Decada 30-31. Da. Decada 30-31. Aș spune, uite, ce-am observat eu. Da? Știi, aici e cu lumea interior mentală, interioară mentală. Păi asta zic. Aș spune că, uite, aici e o ciudățenie. Da. Așa și vreau să, mm-hmm, să încep, că e cumva o ciudățenie. Mi se par printre cei mai nefericiți, serios. Mm-hmm. Și de fiecare dată stau și mă întreb, de ce? Adică, sunt printre cei cu cele mai frumoase numere dintre toți, de la 1 până la 31. 30 și 31. Serios, adică atât de frumos intri în viață cu un 3 în față. Cea mai norocoasă, cea mai
bună cifră, cea mai adaptabilă, da, cea mai flexibilă, cea mai, știi, te plac toți. Adică așa un dar frumos de la Dumnezeu îl primești, da? Și cei mai mulți, sau majoritatea, acum sigur nu vreau să exagerez, mulți dintre ei, sună mai bine. Dar trebuie să fii atent la cuvinte. Da, da. Cuvintele pot să producă multă suferință. Cei mai mulți dintre ei se văd cei mai nenorociți, cei mai afectați, cei mai... Uite, pentru trei, cred eu că este nevoie de foarte multă dezvoltare personală pe parcursul vieții. E și trei exagerare nevoie... mult acolo, da, tu știi tocmai. Bine. Da, da. E și am nevoie de psihoterapie cel mai mult dintre da? Toți. Serios. Pentru că... la asta. Să fac o analiză vis-a-vis de treaba asta. Ia să faci. Da. Că eu acum, când am zis lucrul ăsta, deja m-am uitat așa în jurul meu la câți de trei cunosc și direct acolo m-am dus. Da. Da, pentru că au nevoie de cineva care să vină să le schimbe perspectiva. Dacă e trei și unul e blocat. Da. Și dacă e cel mai bine ăla, e în pătratul ăla, iese foarte greu. Da. Și de două ori pătrat, adică patru. Da, da, de da. Cadă 31, 4. Da, da. Da. Sunt doi pătrați. Doi. Da. Și mai și suferă de tot trei doi. Da. Deci și nimeni nu exprimă. Acolo. Da, exact. Și nu se vede. Înăuntru. Știi că vorbeam de unul și de ceilalți. Unii Poker exprimă, face. Lovesc, fac, se da. Retrag, așa. Alții se vede pe moaca lor. Dar ăștia nu se vede nimic. Da. Un poker face și da. Joacă, practic, niște da. Roluri în viață mai tare decât 5. Da. Iar 30-ul, da, 30-ul parcă are câteodată o tendință, cel puțin din ce am văzut eu, tendința asta de a da în aceeași groapă de fiecare dată. De mă, mergem mult prin România. Adică tu știi că e acolo, da? Și te duci tot în aia. Da. Și spui că nu eu. Adică de foarte multe ori e o lipsă așa a responsabilității. Da, da? Știm asta, că 3-0, active 0, ala activează. Da, 3-ar-ul ăla în sensul de abstractizare. Altfel, și... altfel ei sunt niște, frumoși. Uite, 3-ul, de exemplu, majoritatea sunt niște oameni frumoși. Da? La chip sunt foarte echilibrați. Da? Sunt da. Acolo unde se manifestă un 3. Este o frumusețe fizică, da? Care vine natural. Da? 30-31 da. Sunt de obicei da, oameni da. Frumoși. Da? Și nu numai. Da? Da, acolo unde e un 3. Pentru că le dă această fizionomie plăcută. Da? Și ei da. Sunt foarte ușor iubiți de, de ceilalți. Nu pot să nu mă uit și eu. Da, și, da. Păi și tu faci misiunea asta. Pentru că sunt ochii acolo. Deci au așa o frumusețe aparte. Uite, din frumusețea asta, ei ar putea, cei care au învățat și cei care au trecut așa de, au făcut saltul pe care e nevoie să-l facă un 30 și un 31, ajung în schimb la o stare de bine interioară incredibilă. Mai ușor decât 1 și 2. Mai ușor decât toți. Exact, decât toți. Bine, de la 1 pentru la 9. Pentru că se cuplează trealor, a? Și când se cuplează trealor, să zicem așa, în sus, da. Triunghiul cu vârful în sus, a zburat. Rapid. Da. Da. Și da. Nu generează întrebări. Adică nu mai are întrebări. Ceilalți au întrebări. Da. Înțelege repede. E într-o, da. Într-o stare de bine cu el incredibilă. Parcă apeți cu un buton așa, clanc da. Și gata. Atunci începe reala iubire de sine pentru, da, pentru da, o persoană născută da, cu 30-31. Cu cât mai devreme, cât mai bine. Da, ei au nevoie și de afectivitate, au nevoie să înțeleagă niște lucruri, pentru că 3 este și cifra înțelegerii și atunci ei au nevoie să înțeleagă, adică de ce așa și nu așa, de da. Ce la stânga și nu la dreapta, adică de ce, și fiind și pe vibrație interioară, de ce este în relație cu el însuși, pe de o parte, și pe de altă parte în relație cu stimul. Adică de ce pe mine mă învață X sau de ce l-am ales eu pe X să mă învețe pe mine? Și care este relația mea cu X? Adică ea și invers, știi? Da, pentru că această analiză și exact această analiză și această stare de nehotărâre la mulți dintre ei, da, îi face să fie nefericiți. Da. Deci da. Este o stare... Cercul ăsta vicios în da, care intră vicios, și nu da. Mai ies. Ca rotița na, șoricelului. Da. Gata. Nu avem emisiune, mai avem câteva secunde și să facem zona de încheiere așa. Deci cred că prietenii noștri au înțeles în mare care sunt lucrurile. Da, dacă da. Vor mai în profunzime, școala de numerologie.ro și află mai multe. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și ne revedem la numărul 369 cu alte ocazii minunate. Toate cele bune!